ce faceți cu RATB-ul, care este o altă gamă neagră, dacă se mai unește... Radetul, domnule. Dacă se mai unește cu RATB-ul sau nu? Doamnă. Pentru că văd că guvernul încă nu... Doamnă, pe scurt, da. A apărut în viața noastră unul care a inventat 7.000 de probleme, care, respectos vă spun, că nu erau de fond, erau de formă. Cine este acest individ care recomandă? Acest individ este un profesor de 73 de ani, care a ținut ceea ce înseamnă energetician, a ținut catedra de energetică și... Toți au recomandat acest lucru, ca producerea, distribuția și transportul să fie sub o singură jurisdicție a Consiliului General, rectea Primăriei Generale, pentru ca să pot să controlez prețul, doamnă. Altfel, eu sunt cu Radetul, sunt pe post de sclavi, transportăm cât vor dânsii să ne dea și mor de ciudă. Și o să vă spun de ce mor de ciudă. Doamnă, energia termică reprezintă 20% din producția generală a ceturilor. Că ceturile nu mai sunt refăcute de 150 de ani după vremea lui Tudor Vladimirescu, e altceva. Mă refer la randament. Bun. Doamnă, energia termică este energie reziduală. Ar trebui să nu coste nimic. Până acum însă, ca să coste, băieții mai dau drumul, mă refer la producătorul de energie electrică, vara în special, pe horn. Că nu poți te duci cu căldură în casa oamenilor vara, că te calcă în picioare. Și atunci le dă apă caldă și nu prea câștigă nimic. Ce să câștige, doamnă? Ce vreau eu de la el cel? Să-l treacă guvernul în jurisdicția noastră. Știu că am o... De ce asta eu mă întreb? Că nu vă spusei, a apărut un actor care, eu așa le zic la ăștia, care neștiind despre ce este vorba, sau așa îmi place să cred, care suferea de sindromul dulapului, domnule. Sindromul dulapului înseamnă că părinții lui l-au închis în dulap când era mic. Și a început să vorbească de acolo și vorbea și numai prostii. ANRE-ul a aprobat în ultimul an macărarea cu aproape 30% a gigacaloriei, cu 10% pentru distribuție și cu 20%... Îmi cer iertare, ANRE-ul este o autoritate care nu a ținut cont niciodată despre care e povara pe cetățean. Da, da. O acopăr eu pentru lunile de iarnă, doamnă. O acopăr eu. Păi după aceea vă spun eu ce fac, doamnă, mă duc pe prețurile de cost de producere ale gigacaloriei și după aceea, la al șaselea mandat, dacă o să-l mai vrea bucureștenii, o să mă mai vrea bucureștenii, o să fac exact ceea ce am spus. 1% din profitul vinderii curentului electric, 1%, doamnă, subliniez, tamponat subvenția și mărită subvenția pentru gigacalorie, va face ca cetățeanul să mai plătească căldura care se încălzește. Ba da, e fezabil. Pe calcule, doamnă. Nu, doamnă, vorbim de viitor, doamnă, pentru că ceturile astea trebuiesc reformulate. Problema mea e că nu am, de exemplu, studiu făcut pe ele, a spus foarte clar, este nevoie de 850 de milioane pentru ca să pot să refac rețeaua care funcționează pe vremea lui Ceaușescu, devenită aberantă ca circuit al apei calde, pentru că ea se ducea către marile întreprinderi, nu mai este cazul acum, iar în partea de nord, nefiind decât câteva două ceturi din astea, însă de putere mică, 10-15 MW, cam atâta este, în sud fiind așezate toate,
cet sud, cet grozăvești, singurul cet vestul este înainte și este reformulat și a crescut randamentul. Nu fac noi, doamnă, le reformulez pe astea, că n-am înnebunit acum să încep să fac construcții. Fac însă altceva. Știu care este harta de încălzire, știu unde pot să dau drumul la cei care au, nu neapărat cu puteri foarte mari, de, în megawați, că produc curent electric, și așez în nord trei făcute în parteneria public-privat cu obligația să cumpăr de la dânsii energie termică pentru 10-15 ani ca să-și amortizeze investiții. Da, absolut. Dar, dumneavoastră trebuie să faceți niște investiții, da, în ceturi și în, da, rețeaua de distribuție și mai preluați niște datorii foarte mari de la ICEM. Da. Asta înseamnă, în varianta cea mai optimistă, circa 2 miliarde de euro. Totuși, banii aceștia... E corectă întrebarea și este pertinentă. 176 de milioane de euro... fonduri europene, încep reformularea, acum, până acum să nu înțelegeți, că am stat cu fundul pe cămașă. Am mai reformulat rețeaua asta. Da, pentru că nimeni nu vine cu 750 de milioane de euro penalități, subliniez, penalități aberante la Elcen, nimeni nu vine să introducă un miliard, 1.300.000.000 de milioane în 5 ani de zile ca să poată să refacă și rețeaua, atât rețeaua cât și de încălzire centralizată, cât și ceturile. Deci nu vreți să faceți legare de gestionare? Ba da, dar vreau să o fac apetisantă pentru ăla care are puterea și vine să introduc acești bani. Asta nu înseamnă privatizare, să ne înțelegem. Pentru că rețelele sunt inalienabile, cum bine știți, și atunci va merge la delegare de gestiune. Așa a făcut Iașu, așa a făcut Timișoara, e adevărat. Un număr mai mic, o rețea mai mică, ca număr de kilometri, dar peste tot, în toată țara, numai în București nu s-a vrut. O treime din bugetul, 30% din bugetul primar. În primul mandat ați spus că veți încerca să dați subvenția diferențiată în funcție de venituri. Cel puțin Curtea Constituțională, doamnă, fiecare putere, fie de dreapta, fie de stânga, care s-a perindat de-a lungul anilor, a dat gratuități. De altfel, la noi ați observat că dreapta câștigă cu măsuri de stânga și stânga cu măsuri de dreapta. A dat gratuități. În așa fel, doamnă, încât pentru transportul public asigur gratuitatea la 650.000 de pensionari și o să-mi spuneți, bun, domnule, și ce faci? Le iei 650.000, doamnă, nu e o glumă. Copiii, studenții și așa mai departe. Bun. Mai mult decât atât, în lipsa controlului făcut de ei, nimeni nu cumpără bilete. Și am responsabilitatea vorbelor mele. Pe traseul, pe Colentina și pe asta, încasările sunt egal cu 0,35. Păi în condițiile astea, doamnă, cât poate să dea și primăria asta? Dacă discuția începe malformată de la început, ne dați 535.000, astea sunt de milioane de roni, astea sunt salariile noastre. Domne, nu scrie în lege, domne, să-ți dau asta. Că nu mai pot să dau la investiții. Ne dăm la investiții bani, se depreciază. Și oricum, dați faliment, bă, băieți. Dar vreau de ce subvenția la căldură nu se poate plăti diferențial, adică eu înțeleg de ce trebuie subvenționat din banul public un cetățean care câștigă 100 de milioane pe lună. Repet, mi-a trebuit un an de zile, dacă o să vă spun de unde am scos lista cu ipoteticii care depășesc 25 de milioane la început, după aia am mărit la 30 de milioane, lei vechi, 30-35 de milioane, am cerut-o la ANAF, pe vremuri, acum 4 ani, nu mi-a dat nimeni nimic. M-a auzit la Ministerul Muncii, nu mi-a dat nimeni nimic. Și am luat cartea, domnule, cu directorii generali de telefon.
Și am pus pe băieți să-mi scoată secretar de stat, miniștri și așa mai departe. Și am totalizat un număr de 4.800 de posturi din astea care intuiam noi că sunt bine plătite. Mă rog, bine plătite e ceva relativ. Dar oricum... Exact. Și atunci am făcut un calcul și am constatat că pot nu la 4.800, ci pot să acționez cam pe 7-8.000 de contracte, eu având contracte, eu, Rade, tu având contracte cu 555.000 de contracte. 500.000 de contracte. Și cam din asta cât ar avea venituri? Doamnă, cam în jur de un 9-10.000, 11.000 de contracte pentru oamenii care nu pot să... De-astea le scădeam din subvenție. Și subvenția o îndreptam către ceilalți. Contează 5 lei, 4 lei, cât pot să o scad participarea cetățeanului. Doamnă, de 6 ani de zile, Primăria Generală subvenționează prețul gigacaloriei. Cetățeanul plătește, păi vă explic mie, de la 170 de lei, 169, 99, 170, până la 361, acum când stăm de vorbă, subvenționăm noi. Dar nu mai pot să trec de limita asta. Și am preferat, decât să-l pun pe cetățean să plătească, să încerc o rezolvare. Care să fie rezolvarea? Unirea acestei două entități îmi aduce stingerea prin confuziune a 720 de milioane de euro, care sunt penalități absurde, doamnă. Printr-un singur paragraf de lege a ANRE-ului dat în anul 2002. Căldura se plătește la 30 de zile. Eu nu pot să o plătesc la 30 de zile doar. Eu o plătesc la 45 de zile. Subliniez, sunt 555.000 de contracte. Contracte, doamnă, cu cetățenii, în blocuri. Din 550.000 reprezintă, vă rog să mulțiți cu 3 sau cu 4, cât este o familie obișnuită la români. Și o să vedeți că aproape spre 1.900.000 de oameni plătesc. Bun, plătește TASU, măsa, copilul care are, nu, dar este socotit la întreținere. Pă, chestia asta am și șmecheriile administrației, a unora dintre administratorii de bloc. Unii nu pot să plătească, unii nu vor să plătească și așa mai departe.